Bună seara tuturor! Îi avem ca și invitați la Roman astăzi pe doamna ministru a Sănătății, doamna doctor Sorina Pintea, domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Ionel Cațene, doamna prefecta județului Neamț, doamna Daniela Stoceanu. Vreau să le mulțumesc în primul rând pentru faptul că au ales să viziteze și Spitalul Municipal de Urgență Roman. Sper că a fost o vizită utilă și mă bucură de asemenea faptul că se arată că administrația se face nu doar din birou, ci și la fața locului, prin vizite în teren, ceea ce e foarte important pentru a cunoaște realitățile din fiecare unitate spitalicească și din acest punct de vedere vreau să o felicit pe doamna ministru pentru maniera în care abordează activitatea și de asemenea sperăm ca toate discuțiile pe care le-am avut astăzi să ușor, ușor se transpună în practică și să asigurăm cu toții ceea ce ne dorim cel mai mult, un grad mai mare al satisfacției pentru pacienții care ajung în speță la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Și de aceea cred eu că sunt foarte utile aceste întâlniri. În cele ce urmează, am să o rog pe doamna ministru să depună concluziile domniei sale, rezultate în urma acestei vizite și, sigur, pe mai departe, prin aceeași bună colaborare, să reușim să atragem acele fonduri necesare pentru dezvoltarea activității de la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Doamna ministru. Mulțumesc, domnule primar. Bună seara. M-am abordat de vizita pe care discută scurtă de altfel pe care am făcut-o în spital și care nu a putut crea o imagine exactă despre cum se desfășoară activitatea medicală. Consider că au fost aceste discuții pe care le-am avut cu conducerea spitalului, cu primarul localității, președintele Consiliului Județean, pentru că, în general, un spital trebuie, cum să vă spun eu, în spital din toți. Și atunci, de comun acord, am stabilit niște linii de acțiune pe care Ministerul Sănătății să le, nu neapărat să le coordoneze, să supervizeze, pentru că oricum vizează documentațiile care se transmit vis-a-vis de modificările care se vor face în spital. Și modalitatea de investiție în viitor, cu sprijinul Ministerului Sănătății, bineînțeles. Doamna managerul spitalului mi-a înaintat un memorandum cu necesarul de aparatură medicală, prin care cerem un lucru pe care eu îl consider foarte oportun, foarte just și foarte benefic. După cum știți, programul operațional regional finanțează unitățile de primiri urgențe din cadrul spitalelor județene. Nici eu, nici dânsa, se pare că aici suntem foarte de acord. N-am înțeles de ce Spitalul Municipal de Urgență nu poate fi finanțat la fel ca un spital județean de urgență, oricum el este de urgență. În afară de asta, au fost niște solicitări legate de dotarea cu aparatură medicală pe secția de terapie intensivă și în blocul operator. Da, avem această posibilitate să facem aceste dotări, pentru că printr-o finanțare a Băncii Mondiale noi am achiziționat și deja vom livra spitalului aparatură pentru terapie intensivă, iar licitația pentru blocul operator este aproape de final, astfel încât vom putea sprijini și dotarea blocului operator din cadrul spitalului. După cum vedeți, doamna doctor, fiind de profesie medic-ortoped, zona chirurgicală, a fost o glumă. Deci, este foarte important că putem să facem asta și vrem să facem asta pentru Spitalul din Roman și mai mult decât atât, coroborat cu acest memoriu, eu personal și domnul președinte ne-a promis sprijinul, deci împreună vom merge la Ministerul Dezvoltării, astfel încât la următorul apel pentru unități de primiri urgențe să putem prinde și spitalele municipale de urgență. Mai sunt încă, au fost bugetate 44 de proiecte, fiecare proiect 1.500.000 de euro. Au fost semnate 37 de contracte, deci mai sunt, cum ar veni, 7 locuri libere. Eu cred că ar fi foarte important ca finanțarea proiectului reabilitării compartimentului de urgență să poată fi finanțată din fonduri europene. Am înțeles de la conducerea spitalului că există proiecte finanțate de către Consiliul Județean pe zona chirurgicală și pe zona de clădire pentru incendii, da, panelul de apă, exact. Domnul primar, de asemenea, mi-a comunicat că are în pregătire și îi mulțumesc pentru asta, un proiect pentru care va fi finanțat pe fonduri europene, tot por ambulatorii. Deadline-ul este 29 octombrie. Deci, cu siguranță, reabilitarea ambulatorului nu va putea începe mai repede de anul viitor. Dar este important, pentru că sunt 150 de proiecte care vor fi finanțate. Eu nu spun că 29 octombrie este foarte departe, dar până în acest moment s-au depus cam 17 proiecte. Și am 150. Eu sper să se mobilizeze autoritățile. Și noi undeva la sfârșitul lunii august cred că putem aproba de la 100. Asta este foarte bine. Deci, există perspective din punct de vedere al dotării. Apoi, discuțiile, alt gen de discuții au fost legate de structura de paturi. Există niște indicatori pe care nu Ministerul Sănătății, ci Uniunea Europeană îi analizează la nivelul României. Aceștia, de fapt, i-a analizat pe fiecare regiune de dezvoltare în parte. Totul s-a materializat în 8 master planuri, 8 regiuni de dezvoltare, master planuri care sunt condiționalitate ex-ante, adică primim fonduri europene în funcție de asta. Cred că este responsabilitatea mea ca ministru al sănătății să discut cu spitalele și să le spun care este tendința vis-a-vis de aplicarea acestor master planuri și de aplicarea regulilor Uniunii Europene. Și atunci am avut o discuție legată de structura de paturi, de flexibilizarea ei acolo unde este nevoie, îndreptarea spre nevoile pacientului. Eu personal aș fi vrut să discutăm mai mult, din păcate am ajuns cu o mică întârziere și poate cu altă ocazie. Oricum, pentru prima dată în Roman și este o surpriză foarte plăcută pentru mine acest spital. Chiar foarte plăcută. Dar inclusiv am înțeles că se fac proceduri aici care nu se fac în spitale județene. Da. Cu copii, de exemplu, histerectomie totală chirurgică. Pentru asta chiar apreciez munca dumneavoastră. Vă mulțumesc. Doamna ministru, ați spus în vizita pe care ați făcut la spital că nu are nicio importanță dacă un spital este municipal sau județean, ci contează ce oferă și pe cine deservește acest spital. De urgență, mă refeream la profilul de urgență, la finanțare. Dar din punct de vedere al obținerii finanțării, iată că acest lucru contează și aveți ca drept dovadă un memorandum pe masă. Este o finanțare pe fonduri europene. Sunt niște ghiduri care sunt făcute în așa fel încât și aprobate de Comisia Europeană, astfel încât să fie finanțate spitale județene de urgență. Au fost făcute de reprezentanții Ministerului Sănătății, cine au fost ei la vremea respectivă. Și ulterior au fost negociate de Comisia Europeană. Da. Deci, practic, se poate vorbi de o, nu știu, de o flexibilizare a acestor lucruri, pentru că vorbim de o reglementare națională, nu de una economică. Cu siguranță putem vorbi de asemenea de o așa flexibilizare și chiar îi spuneam doamnei manager că nici n-ar fi trebuit să-mi las memoriul, pentru că eu deja am făcut niște pași. Pentru că există 5 spitale municipale de urgență și mie mi se pare nedrept să nu putem finanța unitatea de primiri urgențe dacă noi înșine ne-am definit de urgență. Pentru că tot din cauza că este spital municipal, cu ambulanța timp care a funcționat în 2 ani de zile a fost luată de la Roman că e spital municipal și nu e grupul județean. Am rezolvat tot timp și am adus-o înapoi. Încă nu mi-a adus efectiv. Trebuie să mai treacă 2 acte. Da, sunt niște lucruri și eu sunt prima care am spus-o, pe care trebuie să le amiabilizăm în funcție de serviciile medicale și de ce se întâmplă într-o anumită zonă. Asta mi se pare foarte pertinentă. Adică, dacă ești municipal, de ce nu poți fi eligibil la o finanțare? Că te voi finanța sau nu, asta este partea a doua. Poate n-ai făcut bine proiectul sau, mă rog, cererea de finanțare. dar e vorba de eligibilitate și da, voi face asta. Și singura întrebare pe care mi-ați spus-o de aici. Ați auzit că sunt 7 centre de permanență în România. Considerați că sunt multe, puține, eficiente? Știu că ați făcut o analiză la nivel de țară. Sau, mă rog, ați început-o. Am început-o, voi finaliza la sfârșitul lunii septembrie. Dar pot să fiu foarte sinceră? Okay. Da, sunt foarte multe. Sunt foarte multe și din punctul meu de vedere nu-și arată eficiența atâta vreme cât medicul din urgență spunea că sunt foarte mulți pacienți. Eu aș fi curioasă și sunt convinsă că doamna manager știe exact câți din acei pacienți prezenți în urgență sunt urgențe reale și care ar trebui neapărat să vină în urgență. Poate până... Știți, păcatul este și pericolul să pierzi din vedere cazurile cu adevărat grave dacă tu, o singură linie de gardă, trebuie să vezi 80-100 de pacienți pe 24 de ore, e foarte mult. Da, deci nu sunt eficiente. Doamna ministru, legat de acest subiect, este vorba medicii de familie se plâng, nu că aceste centre nu sunt eficiente din cauza faptului că sunt lipsite de dotări. Ori legislația este așa cum este și nimeni nu i-a ajutat pe medicii de familie, care sunt aproape, știți, preferau postul brancardier, decât acela de medic de familie, să doteze aceste centre pentru a se putea rezolva centrele acestea de permanență nu puteau fi înființate dacă nu aveau dotarea minimă necesară. Asta mă face să cred că au fost înființate prin niște declarații false, pentru că în momentul în care înființezi un centru de permanență trebuie să ai un minim de dotare, altfel nu primești autorizație. Din punctul meu de vedere, cred că aceste centre de permanență nu sunt eficiente pentru că comunitatea nu le-a făcut suficient cunoscute sau medicul de familie nu le-a făcut suficient cunoscute. Pentru că centrul de permanență este diferit ca finanțare față de finanțarea cabinetelor medicilor de familie. Pentru o oră în centrul de permanență, medicul primește 40 de lei. A crescut tariful de la 12 lei la 40 de lei pe oră. Cabinetele individuale de medicină de familie au altă formă de finanțare și alt gen de venituri. O a doua întrebare, mă scuzați, am uitat să-mi prezint Floral Ordean, dinozaurul presei locale. Mai vă rog să nu spuneți asta, dar suntem cu experiență. Spuneți-mi, vă rog, în măsura în care ați reușit să aduceți această lege referitoare la imunizare într-un stadiu avansat pe fluxul de votare. Și când deci, legea vaccinării este în Parlament, la Camera Deputaților încă se discută în comisie. Faptul că s-a întârziat adoptarea ei derivă din neînțelegerile referitoare la păstrarea sau nu a sintagmei obligativitate în lege. Din punctul meu de vedere, dacă din lege se elimină sintagma obligativitate, nu am făcut nimic. Eu personal am susținut întotdeauna vaccinarea, o susțin. Susțin obligativitatea informării. Categoric nu o să luăm copilul de mână să-l ducem la vaccinat atâta vreme cât părinții se opun, sau medical nu se poate face. Dar eu, ca stat român, îți ofer asistență medicală pentru copii. Ce-ți ofer? Atât pot eu. Tu poți să-mi oferi prezența ta la o informare. Pentru că, știți, probabil că ați aflat sau ați citit, am fost în județul Bacău, în două localități, la Coțofenești și la Bucuș. La Coțofenești eu am fost doar la Bucuș, prezentă fizic. S-a spus ulterior că am făcut un exercițiu de imagine. Am să le fac în fiecare lună. Pentru că acolo, într-o comunitate, într-una singură, erau 130 de copii nevaccinați. Eu spun că i-a păzit cineva. Pentru că dacă unul se îmbolnăvea acolo, toată comunitatea, doamna doctor epidemiolog, știe ce se poate întâmpla. Mai mult decât atât, venea în spital în Roma. Până era diagnosticat acel copil, intra în contact cu alt copil nevaccinat din varii motive. Deci, cred că cu toții ar trebui să facem aceste exerciții de imagine și mă refer aici la medicii de familie, la direcțiile de sănătate publică, în primul rând, și am văzut, mi-a plăcut. A început DSP Buzău, DSP Botoșane, au început să facă campanii în aceste zone, hai să spunem, mai puțin favorizate. Eu sunt conștientă că medicul de familie singur nu poate intra în acele zone. Are nevoie de mediator, are nevoie de autoritatea locală. Pentru că în aceste două zone, primarii au venit cu noi, au asigurat transportul, da. Știți, n-aș vrea să se facă aceste lucruri că vine ministrul. Dar bun, pot să zic că în fiecare săptămână mă duc într-un loc, hai să ne pregătim. Mă scuzați, am lansat așa, dar... Nu e intenția mea de a vă striga, ziua, dar legat un pic de subiectul acesta, ar vrea să ne explicați cum de-ați fost de acord să semnați numirea doctorului Dan Morenciu, fostul director al Direcției Sanitare, demis anul trecut din cauza ineficienței pe această lege a vaccinării și numirea sa ca director medical la Stația Județeană de Ambulanță Neamț. Prin semnătura dumneavoastră. Da, sigur, și mi-o asum, să știți, mi-o asum. Propunerea a venit, propunerea pentru director medical a fost făcută de către șeful, de către directorul stației de ambulanță. Eu, să știți că întotdeauna țin cont de propunerile directorilor în alegerea subalternilor și colaboratorilor. Asta este părerea mea. Eu semnez doar pentru membrii comitetului director. Alegerea o fac cei care conduc. Și sper că sunteți de acord cu mine. Eu, dacă vreau, de acord, dar gradul de vaccinare era mai puțin de 50% anul trecut, când predecesorul dumneavoastră, domnul Bodoc, a semnat demiterea. Să știți că au fost câțiva directori. Nu știu dacă e cazul Neamțului, dar eu am verificat Ilfov și încă o județ. Nu mă pune să-mi aduc aminte, nu știu acum. Am verificat. Se cartografiază un număr de copii. Prezenți de pe listă sunt 70%, pentru că 30% au plecat în altă parte, au plecat în străinătate. Și atunci eu raportez, practic, numărul de copii vaccinați la întreaga listă cartografiată. Deși știu că 50 au plecat în Italia și sigur nu o să mai vină 2. Deci modalitățile acestea de raportare, inclusiv modalitatea de achiziție a vaccinurilor, a fost legată de întreaga listă de persoane cartografiate. Știți? Am verificat aceste două județe pentru că au ajuns la mine niște contestații, că altfel nu mi-ar fi trecut prin cap. Dar vă promit, și am să vă transmit prin domnul președinte, că am să verific și la Neamț. Dacă s-a făcut raportarea la numărul de persoane de pe cartografierea totală sau la cele prezente în județ în acel moment.